Cam fiecare joi seară, doamnelor și domnilor, ne revedem aici la televiziunea Rădăuți. Este Oful Bucovineanului. Sunt gazda dumneavoastră, Ovidiu Rusu. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, că și în această seară vă aflați pe frecvența televiziunii Rădăuți. În această seară l-avem invitat pe părintele Paul Cristian, vicar parohial la Biserica Romană Catolică Adormirea Maicii Domnului din Cacica. Bună seara, părinte, bine ați venit la televiziunea Rădăuți. Bună seara, bine v-am găsit. Biserica Romano-Catolică din Cacica este una dintre bisericile importante pentru creștinii romano-catolici. Pe lângă că este impozantă și noi aflăm de multe ori de ea la 15 august, dar o și vedem impozantă când vizităm Cacica. Aș vrea să ne spuneți de ce este una din bisericile importante pentru creștinii romano-catolici? Este importantă pentru și cunoscută pentru că această biserică care se află în inima Bucovinei a fost declarată în diferiți ani succesivi, prima dată ca sanctuar diecezan, respectiv în anul 1996, apoi în 1997 a fost declarată sanctuar național, pentru că mai apoi în anul 2000 să primească titlul de Basilica Minor. Însă importanța nu este dată atât de titlurile sau de aceste recunoașteri care au fost făcute de către biserică și chiar de Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea în anul 2000 acordându-i acest titlu, dar pentru faptul că această biserică despre care vorbim este un sanctuar care adăpostește întrânsul o icoană făcătoare de minuni. O icoană miraculoasă care este copie a icoanei Maicii Domnului de la Częstochowa. Este clădirea din imagine, nu? Pe care o văd acum telespectatorii. Exact, este Basilica Minor, sanctuarul adormirea Maicii Domnului, închinat cinstirii Preacuratei Fecioare Maria. Știm că acolo, la Cacica, este o comunitate poloneză. Cui se datorează apariția ei? Trebuie să mergem înapoi în istorie, undeva în anul 1785, când în zona Cacica au fost descoperite zăcăminte de sare. Pentru exploatarea acestor zăcăminte au venit muncitori din Polonia. Muncitori care să lucreze în exploatarea acestor zăcăminte de sare, ori cu apariția lor, cu venirea lor pentru această muncă, s-a constituit și o comunitate poloneză implicit, pentru că ei venind în Cacica, venind în Bucovina, au format o comunitate venind împreună cu ceilalți membri ai familiei și bineînțeles că s-a constituit, cum spuneam, ca și o adevărată comunitate, plecând de la, sigur, primul grup care a venit pentru a lucra în această mină de sare. Polonezii sunt în marea lor majoritate catolici? Romano-catolici, de rit latin, cum este și biserica, sanctuarul, care sigur a fost construit prin eforturile lor. A fost primul lăcaș de cult? Nu, primul lăcaș de cult se află chiar în salină, în mina de sare, și este și prima încăpere, de altfel, când se coboară în subteran. O capelă care a fost primul lăcaș de cult și care este închinat Sfintei Varvara. Chiar astăzi, 4 decembrie, când este comemorarea, sărbătoarea Sfintei Varvara, noi preoții catolici și preoții ortodoxi am fost astăzi în mină, respectiv în această capelă, care a fost primul lăcaș de cult al credincioșilor din această localitate și am celebrat hramul. Am celebrat hramul în prima parte dimineții, au fost credincioși ortodoxi pentru că
trebuie știut că această comunitate este o comunitate mixtă, adică sunt și credincioși ortodoxi, sunt și credincioși greco-catolici și ucrainieni și romano-catolici. Ori toate aceste comunități s-au regăsit astăzi în interiorul minei, în această capelă, în acest prim lăcaș de cult și au celebrat sărbătoarea Sfintei Varvara, care este patroana minerilor. Și spuneam că în prima parte a dimineții au celebrat preoții ortodoxi și apoi am venit noi preoții romano-catolici și preoții greco-catolici și am celebrat Sfânta Liturghie. A fost și un moment comun. Imediat după încheierea Sfintei Liturghii Ortodoxe, un moment comun de rugăciuni în care s-au pomenit în mod deosebit sufletele celor răposați care au lucrat în această mină, cei care poate și-au găsit chiar sfârșitul în această mină, în acest loc de muncă pe care îl aveau. Este vorba de imaginea pe care o văd acum telespectatorii. Să înțeleg că este un sanctuar comun ortodox și romano-catolic? Este același? Este același. Inițial a fost ca și primul lăcaș de cult, adică prima biserică a acestui prim grup de polonești care au venit la Cacica. Acum, fiindcă comunitatea și muncitorii de la Salină, din mină, sunt și dintre credincioșii ortodoxi sau greco-catolici, sigur, acolo au loc ceremonii pentru fiecare cult, pentru fiecare rit. S-au difuzat și transmisiuni în direct, din câte mi-amintesc, în anii trecuți, din această capelă de celebrarea Sfintei Liturghii de Înviere, Noaptea de Înviere. Comunitatea ortodoxă a celebrat în interiorul Salinii, acolo, în această capelă închinată Sfintei Varvara. Credeți că ar trebui pusă în valoare mai mult? Pentru că mă gândesc că dacă acest lăcaș de cult care se află în Salină ar fi în altă parte, probabil ar fi pus în valoare mult mai mult, ar veni mult mai mulți turiști, ar avea o reclamă mult mai mare. Îmi aduc aminte, am fost în Grecia, la un obiectiv turistic, religios, care ca și aspect nu arăta mare lucru și erau sute de autocare de turiști care așteptau să intre acolo. Și când mă gândesc la ce minunăție avem noi în județul Suceava, acolo și la cât de frumos este, cât de sănătos este și spiritual și poate ar trebui pus în valoare mai mult decât e acum. Chiar după celebrarea asta de care v-am pomenit mai înainte, ne-am întâlnit cu directorul de la Salină, cu inginerul care lucrează acolo la Salină, la exploatarea minieră și chiar a fost o discuție în această privință. Și am aflat părerea lor că după ce în anii trecuți, eu nu mi-amintesc exact, anul 2012-2013, a avut loc această celebrare a liturghiei de înviere făcută de preotul ortodox și care a fost difuzată pe canalele naționale, s-a simțit și s-a recunoscut o schimbare în ce privește afluxul de turiști. Deci, sigur că totul trebuie să punem pe seama publicității, în sensul că odată ce această publicitate are loc, oamenii iau la cunoștință, privesc, devin curioși și, sigur, caută aceste locuri. Și pot spune că, mai ales cu prilejul pelerinajului care are loc în Bazilică, la Sanctuarul Maicii Domnului, în 14-15 august, dar nu numai atunci, se vede aflux de turiști, de pelerini și vin, în primul rând, cei care vin pentru a participa la slujbele și la hramul sanctuarului, profită de această ocazie și vizitează și
și Salina. Și eu vă pot spune că această încăpere, adică orice turist care ar dori să viziteze, mina de sare, obligatoriu traseul de vizită trece și începe cu această primă încăpere care este capela Sfintei Varvara. Și automat că fiecare turist care pășește în interiorul acestei mine poate să se întrebe ce e cu această capelă, de ce tocmai o primă încăpere din traseul turistic stabilit pentru vizitatori este o biserică până la urmă. Dar spuneți-mi, în această capelă, în afară de sărbătorile mari, mai țineți slujbe și în celelalte perioade ale anului? Nu au loc celebrări frecvente acolo, adică are loc, așa cum am spus, astăzi. Că e o zi specială. Este ziua hramului, ziua în când Sfânta Varvara este amintită în calendar și, bineînțeles, sărbătorile mari, cum aminteam de celebrarea Paștelui, dar alte sărbători sau alte ocazii în care să se desfășoare acolo manifestări religioase, cultul sacru nu are, deci nu se celebrează, nu au loc astfel de manifestări religioase decât în aceste momente puternice, deosebite. Știu că credincioșii romano-catolici sărbătoresc odată cu ortodoxii Crăciunul. În schimb, Paștele nu este sărbătorit tot timpul în aceeași dată. Care este diferența asta? Că practic sărbătorim împreună nașterea, dar învierea o sărbătorim la diferențe de o săptămână, două, uneori chiar și în același timp. Sunt ani când are loc în aceeași dată celebrarea Paștelui, sunt ani când, la diferență de o săptămână, poate și un interval mai mare. Însă acest lucru este deja arhicunoscut, nu? Atunci când a fost introdus calendarul gregorian, a intervenit acest decalaj. Sunt bisericile care au acceptat calendarul gregorian și pentru datele de celebrări din calendar ale sfinților, a marilor sărbători, și biserici care nu au adoptat calendarul gregorian, cum sunt și credincioșii ortodoxi pe stil vechi. Uh-huh. Însă, dincolo de motivele care stau la baza acestei diferențe de date, eu cred că ar fi frumos ca toți, începând de la ierarhi până la simpli credincioși, să ia aminte la propunerea pe care a făcut-o într-un an Sfântul Ioan Paul al II-lea, cel care era suveran pontif pentru mai bine de 27 de ani, nu? Când a fost pe scaunul lui Petru ca și papă, el a propus ca toți credincioșii, toți creștinii, atât de rit latin cât și de rit oriental, în speță credincioși ortodoxi, să celebreze Paștele în aceeași dată, respectiv în prima duminică din luna aprilie. Sigur că pentru a se ajunge la un consens și la o acceptare a unei astfel de propuneri, trebuie să aibă loc tot felul de dezbateri, de confruntări, de discuții. Nu se pot stabili și hotări așa de o zi pe alta. Întâmplător. Da. Părinte, citeam un articol chiar săptămâna aceasta al actualului papă catolic, care trebuie să recunoaștem cu toții că este foarte popular, care spunea că își dorește foarte mult ca în timpul mandatului lui să se realizeze unirea
bisericii catolice cu cea ortodoxă, indiferent sub orice formă ar fi, numai să se unească. Credeți că are șansă în acest mandat al Papei să se împlinească acest vis al său? Papa Francisc, probabil dumneavoastră ați citit un articol legat de vizita pe care a făcut-o la Istanbul, în Turcia, în data de 30 noiembrie la Istanbul, anul acesta, este, cu ocazia sărbătorii Sfântului Andrei. Ori Papa Francisc a fost în vizită acolo la Patriarhul Ecumenic și a celebrat, sigur, și pentru credincioșii romano-catolici, care sunt puțini în Turcia, să știe acest lucru, însă a avut această întâlnire cu Patriarhul Ecumenic și cu ocazia acestei vizite, Papa a reînnoit această dorință care nu este doar a Papei, este dorința lui Hristos, care s-a rugat ca toți să fie una. Ori toți trebuie să aibă, toți discipolii, toți ucenicii Domnului trebuie să aibă această dorință de unitate. Și sigur, în primul rând, Papa, care este succesorul lui Petru, acum vizitând Istanbulul și având acest schimb de îmbrățișări și de comuniunii care a fost cu ocazia sărbătorii Sfântului Andrei, să știi că Sfântul Andrei a fost primul chemat dintre apostoli și Andrei la rândul său l-a chemat pe Petru și l-a arătat pe Mântuitorul. Ori toate acestea, sigur că noi nu putem ști dacă se va realiza sau nu. Important e să dorim cu toții acest lucru și să ne rugăm ca să se înfăptuiască. Că va fi în timpul pontificatului Papei Francisc, că va fi mai târziu, asta important e să ne dorim să se înfăptuiască și să realizeze această unire. Le mulțumesc colegilor mei din regia de emisie care ne mai oferă imagini în direct referitor la ceea ce discutăm noi aici. Mai înainte am văzut și o fotografie de la întâlnirea din Turcia. Uitați și alte imagini. Acesta este momentul în care Papa Francisc îi cere binecuvântarea Patriarhului Ecumenic Bartolomeu, îi cere să-l binecuvânteze pe sanctitatea sa și Biserica Romei, Biserica Catolică. De asemenea, aș dori să mai spun telespectatorilor noștri că dacă doresc pe parcursul emisiunii noastre să intervină în direct, să adreseze întrebări invitatului meu din această seară, o pot face în direct la numărul de telefon pe care îl cunoașteți foarte bine, numărul de telefon al televiziunii Rădăuți, 0230562088. De asemenea, puteți intra în legătură cu noi punând întrebări și prin SMS la numărul de telefon 0722700800, un număr cu tarif normal în rețeaua Orange. Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, că invitatul meu din această seară și ne bucurăm că l-avem aici în studioul televiziunii Rădăuți, este părintele Paul Cristian, vicar parohial la Biserica Romano-Catolică Adormirea Maicii Domnului din Cacica. Și aș dori chiar să discutăm un pic, spuneam la începutul emisiunii, părinte, despre marea sărbătoare de la 15 august și aș vrea să ne spuneți ce se întâmplă cu ocazia pelerinajului din sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului și de când, din ce an se fac pelerinaje la Cacica? Biserica actuală, sanctuarul Maicii Domnului a fost construit în anul 1904, respectiv 1903-1904, pentru că a durat numai un an construcția acestei biserici, iar
În anul următor, respectiv în anul 1905, a avut loc primul pelerinaj. Începând din acest an, în fiecare an au avut loc celebrările specifice acestei zile în cinstea Maicii Domnului. Spun 1905 pentru că atunci a avut loc oficial primul pelerinaj, după ce a fost biserica consacrată în 16 octombrie 1904, urmând ca în 1905, cu ocazia sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, 14-15 august, să aibă loc primul pelerinaj. Începând din acel an și până în anul 2014, au fost pelerinaje neîntrerupte, sigur, cu participări cu aflux mai mare sau mai mic de pelerini, însă interesant ce am citit despre istoricul acestor pelerinaje, pentru că Bucovina făcea parte din Imperiul Austro-Ungar, pentru a ajunge pelerinii la acest sanctuar, se organiza tren tocmai de la Viena, care aducea pelerinii doritori să viziteze și să se închine la icoana Maicii Domnului, care este adăpostită, este păstrată în interiorul bisericii noastre. Spuneți-mi, aveți și alte ocazii, alte sărbători în care vin credincioșii la sanctuar? Până în anul 1990, când biserica, deși a avut îngăduința autorităților să se desfășoare, dar începând cu anul 1990, când biserica a ieșit la lumină, iată că și pentru sanctuar a venit vremea sau timpul când celebrările și tot ceea ce ține de un sanctuar să se poată desfășura într-o formă normală. Despre ce este vorba, despre această normalitate? La un sanctuar, sigur, pelerinii nu sunt așteptați doar cu ocazia unui pelerinaj. Știm că aceste sanctuare sunt vizitate și în decursul anului. Și în decursul anului avem diferite sărbători, mai mari sau mai mici, dar în general sau în mod deosebit sunt celebrările și sărbătorile închinate Maicii Domnului. Sigur, sunt diferite în timpul unui an, ori cu acest prilej se vede și se recunoaște o frecvență, o prezență mult mai numeroasă a pelerinilor. Dar mai ales în ultimii ani, începând din anul 2001, de când sanctuarul a fost încredințat părinților franciscani, a avut loc așa ca o dezvoltare. Toate aceste sărbători, toate aceste celebrări au luat o amploare deosebită și pentru faptul că oamenii au mai multe posibilități acum, fie de a se deplasa, fie de a ajunge tocmai în Bucovina pentru a vizita și Cacica. Și sigur, preoții care sunt acum, cum spuneam, din anul 2001, au început să ofere pelerinilor această posibilitate de a veni la Cacica și acolo să se bucure de o asistență spirituală, de un program bine desfășurat. Despre ce este vorba? Sunt diferite grupuri de copii, de tineri, spre exemplu este pelerinajul absolvenților de liceu, pelerinajul studenților în fiecare an, cei care se pregătesc pentru a da bacalaureatul, În perioada premergătoare, înaintea desfășurării bacalaureatului, acești elevi, absolvenți de liceu, vin. Sunt celelalte categorii, spre exemplu, pelerinajul bolnavilor, care are loc
în data de 13 mai, de obicei, pentru că este celebrată ziua bolnavului la nivel mondial în 11 februarie, însă la noi în România condițiile nu permit o astfel de desfășurare și atunci episcopul diecezei a gândit că luna mai, luna închinată Maicii Domnului în mod deosebit, acești bolnavi pot veni în mod organizat, asistat și se pot bucura de o asistență spirituală, de un program spiritual. Și la fel sunt și alte categorii de persoane, spre exemplu copii care se pregătesc pentru a primi Sfânta Împărtășanie sau Taina Sfântului Mir, organizați pe grupuri din parohii, vin. De asemenea, de la școlile care împreună cu profesorii, cu învățătorii, organizează excursii la mănăstirile din nordul Moldovei, din Bucovina, profită și vin și la sanctuarul Maicii Domnului, chiar dacă sunt credincioși catolici sau sunt credincioși care aparțin altui cult. Ei, zic cei care vin la Cacica fără să adunțe dinainte, unde vă găsesc? Vin la biserică, practic? La biserică, în fiecare zi, este cineva, mai ales care în ultima perioadă, este permanent un preot care îi poate îndruma, care poate fi găsit acolo, poate fi întrebat, primești din partea lui, știu eu, anumite îndrumări, pot cere anumite informații despre istoricul sanctuarului și mai ales cei mai mulți întreabă despre icoană și despre minunile care au avut loc, miracolele care s-au înfăptuit prin mijlocirea acestei icoane făcătoare de minuni. Chiar aș dori să ne axăm un pic pe această icoană. Spuneți-ne mai multe lucruri despre această icoană făcătoare de minuni. Știu că este o replică, nu? Sau... Da, în anul 1809 această icoană a fost adusă de către preotul care a venit să acorde asistență spirituală acestui grup de polonezi care au venit să lucreze în mina de sare. Grup care apoi avea să constituiască ca o adevărată comunitate parohială pentru că vor primi și parohul lor. Această icoană este o copie a icoanei de la Częstochowa, este marele sanctuar al Poloniei. Acești mineri, acești lucrători de la mina de sare au venit tocmai din această zonă numită Jasna Góra, unde se află acest sanctuar și cea mai mare mină de sare din Europa. Ei cu siguranță și-au dorit o astfel de icoană pentru că atunci când a fost consacrată biserica, s-au făcut diferite copii ale icoanei. Copii care au ajuns apoi în aceste comunități care și-au dorit și cu siguranță acești credincioși care au venit pe meleagurile Bucovinei au dorit să aibă o astfel de icoană. Acum, sigur că cinstirea ei, cultul care i s-a dat în decursul istoriei, pentru că vorbeam mai înainte despre aceste pelerinaje care începând cu anul 1905 s-au organizat în fiecare an. Însă dovada sau expresia care ne poate vorbi că acea icoană a înfăptuit minuni, au avut loc diferite, știu eu, vindecări sau haruri deosebite pe care credincioșii le-au primit, este pe peretele lateral, în altarul bisericii, a sanctuarului, un tablou care înfățișează diferite obiecte din metal semiprețios. Cele mai multe sunt în formă de inimă, semnul prin excelență al recunoștinței și al mulțumirii că diferiți pelerini sau credincioși au beneficiat de un dar,
de un har deosebit din partea Maicii Domnului și au adus aceste obiecte ca să rămână în sanctuar ca mărturie și dovadă a faptului că ei s-au bucurat să primească prin mijlocirea Maicii Domnului, a icoanei sale, un har cu totul aparte. Este vorba de icoana pe care o aveam noi mai înainte în imagine. Am să icoana rog pe Petrica de la Częstochowa mai... este aceasta. Așa. Ori icoana de la Cacica este la fel reprezentată, pentru că este o icoană, este copia icoanei Madonna Neagră, așa este numită la Częstochowa, și a noastră, la fel. Aceasta este a dumneavoastră, da? Exact, însă dumneavoastră aici o aveți în forma în care era prezentată, înfățișată credincioșilor până ca ea să fie restaurată. Mai exact, când a avut loc restaurarea? În 2010, episcopul diecezei de Iași, Petru Gherghel, a dorit ca icoana Maicii Domnului de la Cacica să viziteze toate bisericile parohiale de pe teritoriul întregii Moldove, respectiv dieceza de Iași. Acest pelerinaj s-a organizat cu prilejul celebrării în dieceza de Iași a unui timp dedicat familiei și căsătoriei creștine. Pentru acest pelerinaj, icoana, care de altfel nu a părăsit niciodată sanctuarul, a fost dusă în Polonia, la sanctuarul mamă, la Częstochowa, pentru a fi restaurată și pregătită pentru acest pelerinaj. Sigur, în urma acestui pelerinaj, care a avut loc în acești trei ani, 2010-2013, icoana a fost înfrumusețată și împodobită, adică a primit un veșmânt nou cu două coroane, respectiv pentru fruntea pruncului și a Maicii Domnului, care au fost binecuvântate de însuși Papa Francisc în data de 30 aprilie a anului acesta, 2013. Aceasta este imaginea cu veșmintele și coroanele care sunt, de fapt, un dar al credincioșilor, pentru că ele au fost confecționate din obiectele de podoabă, bijuterii pe care credincioșii le-au oferit cu prilejul acestui pelerinaj și cu acestor vizite pe care icoana le-a făcut. S-au colectat aceste daruri ale credincioșilor, au fost duse în Polonia, unde un artist polonez a pregătit acest veșmânt și aceste coroane, care apoi au fost în data de 15 august, din pelerinajul de anul acesta, de la sanctuar, practic icoana a fost încoronată în mod solemn. Icoana a primit aceste coroane din însăși mâinile păstorului dieceza episcopului Petru Gherghel. Iată, aici aveți o imagine când în 30 aprilie Papa Francisc a binecuvântat veșmântul și coroanele care au fost prezentate împreună cu icoana în piața Sfântul Petru. Să înțeleg că are o valoare mult mai mare în cu acest siguranță, moment. Însă credincioșii și pelerinii care se îndreaptă spre ea, sigur, vin pentru ceea ce icoana transmite, nu atât pentru aceste podoabe sau înfrumusețare de care ea a avut parte. Sigur că toți credincioșii au vrut ca semn de recunoștință, de mulțumire pentru harurile pe care le-au primit cu ocazia vizitei pe care a făcut-o în fiecare parohie, să poată să fie recunoscător într-o formă așa și vizibilă, oferindu-i aceste coroane și acest nou veșmânt, această nouă mantie. Este multă lume din pelerinii care vin la dumneavoastră, la biserica din Cacica, care vine special pentru a atinge, pentru a se ruga la această icoană? Sigur. Noi acum în altar, acolo unde este amplasată, unde se află, unde se găsește icoana, am amenajat și o cale de acces, respectiv au fost amenajate scări pentru ca
toți pelerinii care vor să ajungă cât mai aproape de icoană să poată face acest lucru respectiv, să o vadă de aproape, să se roage, să îi se închine. Am văzut în spatele bisericii că se află o grotă. Ce reprezintă acea grotă? În anul 1936 a fost construită această grotă care imită sau reprezintă o grotă din Franța, de la Lourdes, unde se află un mare sanctuar închinat Maicii Domnului, un sanctuar care a apărut în urma unor apariții pe care Maica Domnului le-a avut față de o copilă, Bernadetta Subiru. Ori în spatele bisericii noastre este această grotă care reprezintă grota de la Lourdes, imită această grotă și sunt reprezentate acolo tocmai statuia Maicii Domnului și a Bernadettei Subiru, această copilă care a avut darul de a o vedea pe Maica Domnului, și este reprezentat acest grup statuar în interiorul acestei grote, care de altfel este și un loc de rugăciune în primul rând, dar în această grotă au loc și celebrări, mai ales cu prilejul pelerinajului Adormirii Maicii Domnului, când succesiv, concomitent, în biserică și la altarul de la grotă au loc celebrările pe diferite limbi. Dacă în biserică are loc liturghia în limba polonă, la grotă are loc liturghia în limba germană. Dar în română este vreo liturghie, părinte? Sigur, toate celebrările și în mod cu totul aparte este liturghia solemnă, adică celebrarea hramului are loc în limba polonă, însă totdeauna la sanctuare are loc acest fenomen, pentru că pelerinii nu vin neapărat, noi avem pelerini din Italia, din Polonia, și dacă vin în formă organizată, le se poate asigura și aceste celebrări în limba lor, pentru ca să se poată bucura pe deplin de o astfel de vizită și de un astfel de pelerinaj pe care îl fac la Cacica. Am înțeles. Părinte, ne aflăm într-o perioadă a postului Crăciunului și mă bucur că am reușit să vă aduc în această seară aici la televizor. Aș vrea să ne spuneți un pic despre postul Crăciunului în Biserica Catolică și cum se pregătește creștinul catolic pentru sărbătoarea nașterii Domnului. La noi acest timp de pregătire și de așteptare a sărbătorii nașterii Domnului se cheamă Advent. Practic este tocmai prin însăși cuvântul, e un timp de așteptare, de pregătire. Nu se cheamă post. Avem postul mare, postul, perioada de pregătire la sărbătoarea învierii Domnului, dar această perioadă de 4 săptămâni, respectiv 4 duminici înainte de celebrarea Crăciunului, are loc acest timp de Advent. Și care e diferența? Diferența este pentru că nu e neapărat un timp de 40 de zile, cum este pentru Biserica Ortodoxă, respectiv 40 de zile. Am auzit și știm că Biserica Ortodoxă a intrat în postul Crăciunului exact cu 40 de zile înainte de 25 decembrie. Ori Biserica Romano-Catolică a intrat în acest timp de pregătire numit Advent în data de 30 noiembrie, urmând ca 4 duminici să se celebreze această perioadă, acest timp de pregătire la sărbătoarea nașterii Domnului. Spuneți-mi un pic și despre Crăciun în Biserica Catolică. Cum e? Crăciunul se știe că este așteptat și pregătit
intens de către, de către credincioșii romano-catolici. Și de ce spun acest lucru? Pentru că această perioadă de 4 duminici, 4 săptămâni respectiv, practic credincioșii noștri în marea majoritate a bisericilor au loc celebrările acestea de advent, rorate se numesc, adică în toiul dimineții, noi avem la liturghia la Cacica la orele 7, dar sunt comunități catolice care celebrează la ora 6, la ora 6 și jumătate, foarte devreme. Știu că la Suceava ești la 6:30 dimineața. Exact, pentru că acest timp de advent e un timp cu totul deosebit. Credincioșii sunt invitați să pregătească nașterea Domnului, dar să o pregătească la un nivel spiritual. Au loc celebrări și liturghii cu predici tematice, catehetice, pentru instruirea credincioșilor, pentru formarea lor spirituală și sufletească. Iar culminarea sau încununarea acestui timp are loc tocmai în ajunul Crăciunului, cu celebrarea Sfintei Liturghii a nopții de Crăciun. Și este știut și cunoscut acest fapt că în Biserica Romano-Catolică pregătirea pentru această zi, pentru perioada Crăciunului, e cu totul și cu totul aparte. Probabil știți și dumneavoastră de acea reprezentare a nașterii Domnului cu personajele, diferitele personaje din Sfânta Carte care intervin la nașterea Domnului. Este familia sfântă de la Nazaret, Maria, Iosif, păstorii, de asemenea magii, și sunt biserici unde pregătirea acestui presepiu, îl chemăm noi, sau ieslea, reprezentarea ieslei a nașterii Domnului, are loc foarte amănunțit, cu foarte multă migală, pentru că ca apoi în sărbătoarea nașterii Domnului toți credincioșii să se poată bucura și vizibil de această reprezentare a nașterii Domnului, care trebuie să aibă în primul rând să aibă loc în sufletul fiecărui credincios, această naștere tainică a Mântuitorului. Văd că vorbiți cu bucurie despre Vorbesc Crăciun. Vorbesc cu bucurie de Crăciun pentru că sunt un frate franciscan și cel care a dat naștere acestei reprezentări a ieslei de Crăciun, a presepiului, a fost Sfântul Francisc de Asizi, fondatorul ordinului nostru, Marele Sfânt Francisc de Asizi, care a vrut ca reprezentarea nașterii Domnului să o facă cu personaje vii, adică cu persoane. A vrut în acest sens să celebreze Crăciunul și a adus o mamă, un tată, un prunc, un măgăruș și toate animalele care l-au înconjurat pe Iisus, pe pruncul Iisus, la nașterea din ieslea Betleemului. Și sigur că îmi face bucurie mare să vorbesc despre această reprezentare a nașterii Domnului, pentru că e ceva specific Bisericii Catolice, este inițiat, cum spuneam, de fondatorul nostru, Sfântul Francesc de Asizi. Spuneați la începutul discuției noastre că biserica din Cacica este administrată de ceva timp de călugări franciscani, ordin din care și dumneavoastră faceți parte. Mă uitam la ținuta dumneavoastră de când ați intrat în studio. Probabil privesc cu curiozitate și mulți dintre telespectatorii noștri imaginea dumneavoastră. Aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre acest ordin, să înțeleagă și oamenii mai multe. Da, Sfântul Francisc de Asizi era un tânăr nobil care a avut în viața lui, era un tânăr distractiv, un tânăr care s-a putut bucura pentru că tatăl său era un nobil,
la Assisi. S-a putut bucura de tot ce i-a oferit viața acelor vremuri, dar a venit un moment în viața lui când s-a apropiat de un răstignit, de o reprezentare a lui Iisus care este și în ziua de astăzi Sfântul Crucifix de la Sfântul Damian. Și i-a vorbit acestui tânăr: Francisc, mergi și repară biserica mea. El a luat ad literam acest îndemn, această inspirație pe care a avut-o în fața crucifixului și a crezut că trebuie să repare biserica de piatră și a început chiar să clădească acea biserică care era în paragină. Însă crucifixul și Mântuitorul de pe crucifix nu a dorit acest lucru. El vrea ca să repare biserica din interior în mod spiritual și în acest sens l-au urmat și alți tineri. Tineri cu care el petrecea, cu care se bucura de viață. S-au alăturat lui și apoi și-au dorit o formă de viață, au elaborat o regulă pe care au trebuit să ceară și să primească aprobare de la Sfântul Părinte Papa. Ori regula de viață era atât de aspră încât Papa nu a vrut să semneze și să îngăduie această regulă de viață. Însă se povestește că însăși Papa a avut un vis în care apărea acest tânăr umil care îmbrăcase o haină sărăcăcioasă și care sprijinea biserica din Lateran, unde se afla Papa, biserica din Lateran închinată Sfântului Ioan Botezătorul. Și atunci a înțeles că acesta era un semn din cer prin care papei era cerut să semneze, să fie de acord cu această regulă de viață a Sfântului Francisc. Apoi, sigur, a apărut Ordinul Clariselor. Practic, Sfântul Francisc a întemeiat trei ordine. Cel al fraților, al celor care i s-au alăturat în trăirea vieții, pentru că el a ales, practic, să trăiască Evanghelia. Asta este regula de viață. Și el a fascinat prin alegerea asta radicală și tânăra Clara din Assisi l-a urmat, a vrut și ea să îi se alăture acestei trăiri și a cerut și pentru ea o regulă de viață foarte aspră și apoi au fost și din rândul credincioșilor laici, oamenii simpli, oamenii care nu neapărat doreau să trăiască în convent, să trăiască retrași de lume, știu eu, oameni căsătoriți. Și pentru aceștia Sfântul Francesc a scris o regulă și este regula ordinului al treilea, al terțiarilor franciscani. Ori haina noastră, pentru că ați făcut trimitere la vestimentația cu care sunt și în seara aceasta și cu care noi de altfel trăim, adică ne-am însușit-o și am îmbrăcat-o odată cu intrarea în ordin, este practic în formă de cruce și suntem încinși cu un cingol care, o funie practic, care are trei noduri, simbol al celor trei voturi de sărăcie, de ascultare și de castitate, de curăție pe care ne-am angajat să le trăim în Ordinul Franciscan. Să înțeleg că nu mai puteți da înapoi, nu? Dacă ați vrea să schimbați ordinul sau... E o alegere de viață. Sigur că se pot face alegeri și alte alegeri în viață, însă această intrare în ordin se face prin emiterea voturilor a profesiunii și ai o perioadă de pregătire, o perioadă în care se emit aceste voturi, se profesează regula și voturile la viața de sărăcie, de ascultare și de castitate periodic, la un an, reînnoiești, apoi după o perioadă de ani face alegerea definitivă care se
se numește și profesiunea solemnă, intri în ordin, ori acela e deja un semn că ai ales să îmbrățișezi această formă de viață și să străiești consacrarea ta. Când v-ați gândit dumneavoastră și ați hotărât să deveniți călugăr franciscan? Pentru că puteți deveni preot catolic normal, exact. Nu neapărat călugăr franciscan. Că aici sunt unele discuții. Eu am avut un prieten foarte bun care a ales să devină călugăr franciscan și familia a rămas șocată. Da. Zicea, domnule, dar tu vrei să fii preot normal, catolic exact. Era. A zis, nu, eu vreau să devin călugăr franciscan. Când v-ați gândit dumneavoastră? Eu am avut privilegiu să am în parohia mea, ca și preot paroh, un părinte care era preot franciscan. A fost în închisorile comuniste, a fost la Sighet, chiar când am fost să vizitez închisoarea de la Sighet, am găsit fotografia lui între deținuți acolo. Acest preot a redeschis în anul 1990, atât sunt 25 de ani și anul viitor vom celebra jubileul redeschiderii provinciei franciscane. Preotul acesta, care a fost parohul meu Petru Albert, în satul natal Nisiporești, lângă Hanul Ancuței, pe strada E85, mergând spre Roman, de la Suceava, acest preot paroh, noi nu știam, eram copil, eram ministrant, slujeam la altar și ne vorbea totdeauna de Sfântul Francisc, care vorbea cu păsărelele, pentru că el este patronul ecologiștilor, nu știu dacă știți acest lucru, Sfântul Francisc e cunoscut și iubit în rândul ecologiștilor, pentru că este și patronul lor, dar el îndrăgea natura, toate. Ei bine, parohul acesta ne vorbea totdeauna despre Sfântul Francisc, dar noi îl vedeam îmbrăcat ca un preot diecezan, ca un preot pentru că frații franciscani și toate ordinele religioase au fost suprimate prin lege, au fost desfințate odată cu sosirea comuniștilor în 1948. Ori acest preot, după ce a fost eliberat din închisoare, lucra în parohie, adică se desfășura activitatea ca preot paroh. La un moment dat se are loc revoluția, bineînțeles, și în 1990 îl văd pe preotul nostru paroh că își pune haina franciscană. Când l-am văzut, am spus, eu vreau să mă fac preot ca și el. Deși, cum spuneați dumneavoastră, de coleg, de prieten care a ales să îmbrățișeze aceeași formă de viață. Și eu am avut un coleg, un prieten, coleg de clasă, care a ales să meargă la Iași, la seminarul diecezan. Ori eu am spus, nu, eu vreau să mă fac ca acest preot care l-am avut de păstor, l-am avut de model. Și, bineînțeles, am mai avut și un avantaj, în sensul că în satul meu natal, acest preot, în 1990, așa cum am spus, în luna mai, a redeschis seminarul franciscan, care s-a adresat pentru acei tineri care vroiau să îmbrățișeze viața franciscană. Înainte de 1948, în Moldova, noi aveam un liceu, un seminar liceal la Hălăucești, în județul Iași, și un institut teologic la Luizi Călugăra, în județul Bacău. Ori toate aceste instituții au fost desființate și în 1990 părintele Petru Albert, de care aminteam, a deschis acest seminar pentru tineri și cu toate că eu nu am intrat, pentru că nu aveam vârsta, nu? Frecventam liceul, făceam chiar și naveta în orașul Roman, însă în 1992, când respectiv 1991, scuzați, când s-a deschis seminarul la Roman, am intrat cu treapta a doua, cum era în vremea respectivă, am intrat în seminarul franciscan. Părinte, pe final de emisiune, că a trecut o oră de emisie, vreau să vorbim un pic despre acest concert de Crăciun care se va ține la parohia romană catolică Cacica.
Este un concert de Crăciun susținut de corul catedralei din Iași. Vreau să ne spuneți mai multe lucruri despre acest concert. Când este, la ce oră este, că poate vor unii dintre ele spectatorii noștri, acesta este afișul, să meargă. Sâmbătă, 13 decembrie, săptămâna viitoare, respectiv la orele 17, la ora 5 după amiază, va avea loc acest concert de Crăciun. Pentru susținerea concertului va veni corul catedralei Juvenes Ecclesiae, s-ar chema Tinerii Bisericii. Un cor deja cu o tradiție în Biserica Romano-Catolică, mai ales la Catedrala din Iași, pentru că acest cor s-a constituit în anul 1996 la inițiativa unui preot, Lucian Păuleț, care se afla la Catedrala din Iași, a strâns acest grup de tineri care s-au pregătit, în fine, pregăteau celebrările și animau Sfintele Liturghii cu cântările bisericești obișnuite. E un cor cu, să spun, un grup de circa 40 de persoane cu vârste între 15 și 28 de ani, cor care, bineînțeles, că în ultimii ani au avut diferite reprezentări și participări la festivaluri, la întâlniri ecumenice, concursuri și care în ultimii ani, în fiecare perioadă a Adventului și în preajma Crăciunului, dau aceste concerte pentru credincioșii care vin și sunt doritori să asculte colinde de Crăciun. Pentru prima dată va avea loc și la sanctuarul nostru un astfel de concert susținut de acest cor, deși corul, am spus că au avut reprezentări și în alte biserici și în alte împrejurări, însă în cea mai mare parte ei desfășoară aceste concerte în Catedrala din Iași cu ocazia diferitelor evenimente. Anul acesta noi i-am invitat și bineînțeles că folosim prilejul și ocazia pe care ne-ați oferit-o ca să invităm pe toți cei care urmăresc sau cei care vor să ajungă la Cacica să poată veni și cu prilejul acestui concert de sâmbăta viitoare. Costă? Este cu bilet? Sau? Nu, intrarea este liberă. Nu am specificat pe acest afiș care va ajunge și prin bisericile noastre din toată Bucovina, însă e știut că fiind un concert în biserică, sigur, noi vrem să fie ca un dar și un motiv sau chiar o reînnoită ocazie pentru credincioși să se pregătească cât mai bine pentru sărbătoarea nașterii Domnului. Așa că îi așteptăm pe toți care au posibilitatea să-și facă timp și să vină pentru acest concert, pentru că nu vor regreta. Îmi spunea din regia de emisie colegul meu Edi Lucaci, care este consultantul nostru pe aceste probleme, că acest concert va fi transmis și pe internet în direct pe adresa sanctuarcacica.ro. Așadar, sâmbătă 13 decembrie de la orele 17 îl puteți urmări în direct. Veți putea urmări acest concert și la noi la televiziunea Rădăuți, nu cred că în direct, dar este o perioadă propice pentru aceste concerte de Crăciun, parcă și zilele trec mai frumos când ascultăm colinde, când ascultăm cântece pentru această perioadă. Părinte, vă mulțumesc că ați venit în această seară la televiziunea Rădăuți. Mă bucur mulțumesc că ați fost în studio alături de noi. Vă doresc multă putere
în continuare la Cacica și oriunde veți mai merge, pentru că nu știm, călugării franciscani da, merg acolo tot unde, merg unde trebuie. Superiorii le cer să-și desfășoare activitatea unde este nevoie de ei. Și vă așteptăm la Cacica și cu prilejul acestui concert, dar și cu orice altă ocazie pe care o veți avea să veniți și să vizitați sanctuarul nostru, pentru că e un loc minunat, e un loc unde poți găsi multă bucurie și multă pace. Și cu toții cred că avem nevoie de astfel de sentimente. Pe final, Juvenes Ecclesiae, acest cor al Catedralei din Iași, urmărim o piesă și pe finalul emisiunii noastre aici la Televiziunea Rădăuți. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că și în această seară ați rămas pe frecvența televiziunii noastre. Sunt Ovidiu Rusu, până săptămâna viitoare, să auzim numai de bine!